Cred că astea erau singurele evenimente sportive internaționale din județul. Sigur că da, sigur că da. Poate ori mai fi fost la alte sporturi și eu nu le dar știu. Nu, dar nu cu calendar regulat. Presupun, s-ar putea să fac și eu o greșeală, să fie totuși să aibă și alte sporturi. Vreau să vă spun că toate calendarul sportiv chiar m-am interesat. Vreau să vă spun că se face public cu mult timp înainte, pentru că mai ales fiind competiții internaționale, trebuie să faci calendarul înainte să anunți acele cluburi, să le inviți în primul rând. Și sunt unii care vin cu tradiție, deci vin de ani de zile, din Polonia, de exemplu, din Germania, vin de fiecare dată au venit. Și cum să spun, Bulgaria, Serbia, deci tot timpul au venit. Deci sunt lucruri care nu se fac de pe o zi pe alta. Sunt lucruri care se fac, se anticipează, se trec în calendar, se fac publice și așa mai departe. Deci sunt lucruri care nu sunt. Dar eu sper că cu ocazia asta, înțeleg că și bani s-au primit, deci sper să vină pe un făgaș normal și să prevaleze performanța. Pentru că până la urmă discutăm de niște copii care, vreau să vă spun că anul trecut foarte mulți au plecat, tocmai că nu mai aveau astfel de facilități de normă de hrană, de bani pentru cazare, ca să nu vă spun că vreo două luni de zile tot în acel dosar s-a votat în Consiliul de Administrație al Liceului Traian Rălescu și li s-au încasat și bani, 50 de lei de persoană, dacă ați mai auzit așa sportivilor ceva. Sportivilor, da, pentru cazare. Da, exact cum auziți, da. Deci, vă spun, sunt lucruri incredibile. Sper ca să se facă publice și să se pună la un moment dat chiar și la primărie și în locuri publice să vadă ce făceau anumite personaje, că nu pot să le spun din Orșova cum își băteau joc de copii. Că până la urmă vorbim de copiii noștri care le cerem să iasă campioni mondiali. Să iasă, este incredibil. Campioni olimpici, olimpici și așa mai departe. Da, asta este anticamera sportului nautic românesc, anticamera medaliilor sportului. Da, da, sigur. Aici să construiesc caracterele și luptătorii care merg acolo să ne reprezinte și de cele mai multe ori reușesc să o facă cu succes. Ăsta fiind unul dintre puținele sporturi care mai aduc medalii olimpice în afară de gimnastica feminină, mă rog. Așa mai e sporadic și pe aici, pe acolo și pe la atletism, mai mișcăm puțin. Da. Dar la caiaca nu e... Și la tenis, dar aici nu e de echipă. Sunt certe, da. Bine, aici e altă discuție. Și aici și când și când, prin câte un singur reprezentant. Da. Așa, spuneați de proiectele pe care le aveți pentru anul ăsta. De ce accelerez eu un pic ritmul? Pentru că nu o să vă vină să credeți, dar mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Da, păi acum, uneori noi am fost acuzați că ce facem noi? Că noi numai dăm în stânga, dăm în dreapta și nu facem nimic pentru Oșoa, nu venim cu proiecte. Și aici un coleg de breastă de-al dumneavoastră, dacă pot să-i spun așa, făcea astfel de afirmații și și în general cei de la PSD că noi pentru Oșoa nu facem nimic. Asta ca să fie clar. Deci noi putem să facem ceva din opoziție, numai nu proiecte. Deci putem să susținem și să votăm proiectele inițiate de noi sau de ceilalți. Dar orice dacă, proiect orice care proiect, este în slujba oșovenilor. Exact. Dar mai mult decât atât, nu. În schimb, vreau să vă spun că am pregătit împreună cu colegii mei. Nu avem ce să facem. Dar din februarie vă garantez că lucrurile se vor schimba. Și le spun oșovenilor să încerce până la urmă, să fie ceva, nici nu mai e așa de mult până în februarie. Exact. Vreau să vă spun că primul lucru pe care noi ni l-am propus și colegii mei, de fapt, și aici vă spun un lucru, o să trec rapid și foarte succint câteva din proiecte. Vreau să vă spun că deja sunt gândite într-o echipă și de specialiști, nu de oameni politici. Și am luat lângă noi, vreau să vă spun, inclusiv două firme de consultanță care să ne sfătuiască ce putem face. Și vreau să vă spun că avem, de exemplu, de bază pentru anul acesta, exact cum spuneam mai devreme, atragerea de fonduri europene pentru apă, canal și asfaltare, și, dar cu o condiție, exact pe care o menționam, de a reuși să reluăm serviciile de apă, canalizare și salubritate înapoi la primărie. Sau există și altă variantă de a trece, de a ne afilia SECOM-ului, de exemplu, din Severin, sau oricare firmă care să nu fie privată,
bine, cu patrimoniul nostru, pentru a obține atragerea de fonduri europene, care vreau să vă spun că sunt foarte mari. S-a ajuns acum, când discutăm pentru 2014-2020, pe exercițiul financiar al UE, la 50 de milioane de euro pentru aceste două lucruri, apă, canalizare și asfaltare. Dar acești bani pot fi atrași numai de către instituții publice, nu privat, subliniez. Atâta timp cât noi vom avea operator privat, pe bani publici nu se pot atrage fonduri, pe bani privat nu se pot atrage fonduri europene în acest sector. Și atunci noi venim cu această soluție de a merge ori prin referendum, ori rugăm instituțiile publice să-și facă datoria, gen gardă de mediu, gen mediu, și să studieze acel dosar și primărie, că până la urmă acel contract poate fi desființat oricând în instanță. Și atunci acesta este unul din proiectele majore, ca să spun, pentru Orșova, de a atrage fonduri europene pentru apă, canalizare și asfaltare. Nu în orice condiții, pentru că se pot atrage, de exemplu, pentru asfaltare bani. Dar ce faci? Asfaltezi acum și după aceea spargi și să înlocuiești țevile și canalizarea pentru... Nu-i normal. Un alt proiect care eu cred că și pe care ni l-am asumat politic, cu riscuri majore, este acea soluție tehnică pentru încălzire și apă caldă pentru Orșova. Nimeni nu și-a asumat, pentru că are în spate, într-adevăr, un risc politic, pentru că s-ar putea să găsești soluția tehnică, dar pe partea cealaltă să fie destul de scumpă. Și atunci trebuie să fii sfătuit foarte bine și să ceri soluția tehnică cea mai bună pentru a reuși a face un astfel de serviciu către populație, pentru că s-ar putea să ai surpriza ca populația să nu vrea să se branșeze la acel serviciu, fiind foarte scump, și atunci n-ai făcut nimic. Și atunci trebuie să găsești soluția cea mai bună. Nu mai vorbesc de faptul că există acum, în acest moment, în ianuarie și februarie, deschisă o axă pentru iluminat public. Iluminat public, nu cel normal, ci în condiții extraordinare de panouri fotovoltaice, ceea ce înseamnă economie extraordinară pentru bugetul oricărei primării. Dar trebuie să schimbați și becurile de la stâlpi, de la iluminatul public. Eu am mers prin Orșova noaptea și vreau să vă spun că sunt aprinse degeaba cele care sunt. Așa este. Și multe. Doar ca să consume curent, pentru că nu este niciun efect normal. Nu vezi nimic. Așa este. Această soluție și atenție, pentru iluminatul public, acești bani care sunt acum de luat și nu sunt puțini, că totuși 1 milion de euro este fantastic de mult, vreau să vă spun că... Putem să-l întrebăm pe domnul Ion Nicolae, că dumnealui oferea PSD-ului, cum am văzut în stenogramele de astăzi. Da, vreau să vă spun că astfel de acești bani pot fi atrași și sunt nerambursabili. Există doar acea cotă de participare de 2%. Există acele proiecte care zac în sertarele primării, care vin de 3 ani de zile, care sunt prioritare pentru Orșova. Și aici mă refer la acel centru civic. Există studii de fezabilitate gata făcute, numai proiectul tehnic. Există acea capelă, pentru că acum, să fim serioși, dacă Severinul are așa ceva, Orșova nu are. Capelă la cimitir. Da, sigur, ca să nu mai stăm în casă cu decedați. Nu vă spun că există, și asta este o soluție pe care cred că până acum ne-am gândit la securizarea și la securitatea cetățeanului și la a evita creșterea infracționalității, pentru că iată ce se întâmplă. Și atunci ne-am gândit și la o soluție tehnică pe bani nerambursabili. De exemplu, soluția tehnică de monitorizare prin camere de filmat și în același timp, și asta am luat soluția tehnică, vă spun și ideea de la Arad, e simplu, de la domnul Falcă. Este extraordinar să vezi o monitorizare și o scădere a infracționalității prin această monitorizare video, care este tot pe bani nerambursabili, să o faci pentru că te ajută pe tine. Și mai mult decât atât, există și partea cealaltă a lucrurilor de wireless cu titlu gratuit în locuri publice. Deci dacă, de exemplu, sunt persoane și cum Orșova, în Orșova este cazul de persoane cu venituri foarte mici, sigur că au mulți copii nepoți plecați în străinătate din și ar dori să... în toată România e și mehedințul. Așa este. Cu precădere. Da. Ar vrea să comunice și poate nu-și permit să aibă acel acces la... Să plătească un abonament. Și atunci le poți oferi această soluție tot pe bani rambursabili. Deci vreau să vă spun că aceste lucruri
câinii care devin, încă o dată subliniez o problemă, acel adăpost care, noi, în care noi nu investim absolut nimic, noi trebuie să dăm doar suprafața de teren, decât să o dăm unor procurori sau unor polițiști sau unor senatori, mai bine am dat parcelă de teren cu titlul gratuit să construiască adăpost de câini. Ați spus senatori? M-a scăpat. Da, da. E este vorba de ceea ce gândesc eu, este vorba despre un senator care nu are legătură cu Meredințu și care vine și face dese vizite la un personaj aflat în arest la domiciliu. Se pare că da. Și care vrea să pună presei pumnul în gură, inițiind tot felul de legi dintre astea. Uitați, oameni buni, cine-i cinstitul Șerban Nicolae Poftim, i-am spus eu numele, nu invitatul meu. Vrea terenuri la Orșova, ce să facă, domnule, cu ele? Ce să, că mai are și prin alte părți ale țării? Cât îi mai trebuie omului ăstuia ca să se sature odată? Și în același timp, la inițiativa domniei sale, ajung pe masa parlamentarilor români, la comisiile de specialitate, inițiative legislative propuse de domnia sa, prin care presa nu are voie să dezvăluie aceste lucruri. Asta înseamnă să fii politician pesedist. Domnul Marius, să știți că și ce am făcut eu aici apropo de această inițiativă, chiar și dacă exista acea lege, vă spun sincer că o făceam aceste afirmații în baza documentelor cu acel risc. Dar știți din ce cauză și ce avea în spate motivația? Nu. Pentru că nu se poate invoca nici un articol de lege când ai lucruri certe în scrisuri și documente în care arăți vinovăția cuiva, pentru că până la urmă unde te duci? La tăinuire? Sau se poate interpreta că, vezi, Doamne, faci presiune asupra justiției sau asupra... Nu! Trebuie să tragi un semnal de alarmă, adică cel puțin eu așa o văd, trebuie să tragi un semnal de alarmă și cel care ia decizia sau aplică legea trebuie să o gândească de 10 ori până ia acea decizie. Pentru că știți cum e, dânsii nu răspund în fața nimănui când iau o decizie, când dau o sentință. Și atunci trebuie să aibă anumite repere sau să aibă, hai să spunem, și anumiți oameni sau anumite păreri, nu numai vis-a-vis de lege. Și atunci trebuie să spui astfel de lucruri. Și eu, să știți, că mi-aș fi asumat indiferent ce spunea domnul Șerban Nicolae, care venea la Orșova, pe lângă periplul pe care îl făcea pe la unii domni în arest la domiciliu, venea să cerșească doar voturile. Chiar l-aș întreba, să-mi arate și mie cabinetul senatorial unde l-are. L-aș întreba și eu câți... E la purtător, domnule, ăsta e. L-aș întreba și eu câți au deschis la Orșova, în afară de atunci, în timpul campaniei, când vin să ia voturi și să cerșească voturi orșovenilor. Câți au făcut lucrul ăsta? Niciunul, cu excepția senatorului Marius Bălu. Dacă mie mi-arătați în Orșova undeva scris cabinet senatorial și așa, eu aș fi super încântat. Ce deputați aveți pe colegiul dumneavoastră? Avem? Păi nu, vă întreb, cei care au ieșit la alegeri, cine a candidat pe colegiul 2, da? Sunteți. Colegiul 2, da, sigur că da. Pe colegiul 2 este deputatul, cum îi spune, de la PSD. Nu e domnul Daia, cred că domnul Daia este. Din câte dumneavoastră știți că eu nu sunt în colegiul 2. Nu, acum, sincer să vă spun, eu am fost atent cu deputații și senatorii noștri care au candidat, mai puțin cu ai lor, și dacă omit acum sau am greșit spunând numele, îmi cer scuze, dar ei sunt vinovați. Pentru că noi nu i-am văzut la Orșova. Să știți că altfel le știam numele. Păi, da. Deci dacă ar fi venit, cu excepția alegerilor europarlamentare, celor două tururi de scrutin, ba mai mult au și votat, vreau să vă spun. Inclusiv la legile prezidențiale, intenționat un senator și un deputat PSD au votat să vadă orșovenii că sunt alături și votează schimbarea. Să ofere propriul exemplu, exact. Da. Deci e ceva incredibil. Chestii de prost gust. Haideți să vă spun la Orșova și am încheiat unul din proiecte, vă spun, sunt mai multe, și dar noi acestea chiar le încercăm să le prindem în acest buget. Pentru că orșovenii trebuie să știe un lucru. Orice proiect pe fonduri europene are un ciclu de aproape 2 ani de zile. Să nu se aștepte mâine, dacă noi venim la putere, să se aștepte că imediat se pot face aceste lucruri în 6 luni de zile. Pentru că nu poți să faci astfel de lucruri când noșoa nu s-au făcut timp de 25 de ani. În schimb, vă spun eu ce se poate face imediat. Cu toată părerea de rău, trebuie să vă anunț că timpul alocat emisiunii noastre s-a încheiat.
În consecință, pentru că nu i-am salutat la începutul emisiunii, dar știam că vor sta până la capăt, îi salutăm pe bunii noștri prieteni Flori și George Trițoiu de la Celaru și pe prietenii lor de acolo care ne ascultă de fiecare dată, pe Ion Lulu, diaconul care ne ascultă de la București, pe fostul mare fotbalist internațional Gheorghiță Giolgău, prietenul meu și al emisiunii noastre, pe prietenii mei din foștii fotbaliști de Real și certă, de Real Talei și certă valoare, Lică Marcoci, mitică Dumitrășcuță, Mișu Vintilă, pe Mirela și Mihaela și pe toți ceilalți susținători ai emisiunii noastre. Îi salutăm, le urăm un weekend plăcut, deci stimați telespectatori și dragi ascultători, la Orșova, chiar și în Consiliul Local, bătălia continuă. E mult de muncă acolo, va mai fi mult de povestit, vă promitem că vă vom ține la curent și la cererea unora dintre cei care ne urmăresc cu mare atenție, pentru începutul acestui weekend, întrerupem deocamdată seria baladelor formației Blue Magic Room și vă oferim, așa cum spuneam, în încheiere, la cererea unui grup de fani ai emisiunii noastre, celebra melodie Child in Time a grupului Deep Purple, într-o înregistrare de excepție. Cu acestea fiind zise, ne luăm la revedere de la invitatul nostru de astă seară, domnul Adrian Cican. Îi urăm mult succes în bătălia pe care o poartă acolo pe baricada mereu proaspătă a Orșovei. Vă spunem și dumneavoastră la revedere și weekend plăcut până miercurea viitoare, pentru că, așa cum știți, aici la Radio Televiziunea Galaxy, cu Marius Șlibea și Buletin de Mehedinți, vă întâlniți în fiecare zi de post, adică miercurea și vinerea, de la orele 21. La revedere! Să vină televiziunea să știe tot adevărul!
Nimeni n-are curaj! Se întâmplă și lucruri care nu țin de voința sau de puterile noastre. Fiecare dintre noi trebuie să avem un act de identitate. Deci e vorba despre un buletin de credință. Ce să vă fac, doamnă? Ați ales un primar gagicar și ține în primărie un inginer bețivan. Și cu asta m-a lămurit. Am ceva emoții firești. Pentru un om care lucrează de atâta timp în media, nu pentru faptul că m-ar copleși problemele care ne copleșesc pe toți, m-ar copleși pe mine în mod special, ci pentru faptul că după 3 ani și jumătate revin în postura de realizator de emisiuni TV. Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fondul să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică.